So today is part two of our Christmas message that we started last week. Asta este a doua parte din mesajul nostru de Crăciun pe care l-am început duminica trecută. We looked at John chapter 1 last week. Am privit împreună la Ioan, capitolul 1. Saw the miracle of God himself making himself one of us. Și am văzut acea minune în care Dumnezeu însuși s-a făcut om ca noi. We saw that he did that as the Son of God, the Word of God. Și am văzut că a făcut lucrul acesta ca Fiul lui Dumnezeu, Cuvânt al lui Dumnezeu. So that he could speak to us. Astfel încât el să ne poată vorbi. And so that he could save us. Și de asemenea, ca să ne poată mântui. Today we go to Hebrews 1. Și astăzi privim împreună la Evrei, capitolul 1. To learn the same things again. Să învățăm aceleași lucruri încă o dată. If it seems repetitive to you, iar dacă vi se pare repetitiv, that's because it is. Este pentru că chiar se repetă. And what have we said before when God repeats himself? Dar vă aduceți aminte ce am spus înainte? Atunci când Dumnezeu se repetă, it's because we need to hear it. O face pentru că noi avem nevoie să auzim același mesaj încă o dată. You know, I might tell you a joke. Uneori poate vă spun o glumă. And you might stop me in the middle. Și poate că mă opriți la mijlocul and say I've heard it before. Și îmi spuneți, am auzit-o deja. And you might say, in fact, Dave, you've told me that joke three times before. Sau poate că spuneți, Dave, deja mi-ai spus gluma asta acum de trei ori deja. And if I did that, iar dacă fac asta, it would be because I was forgetful. O fac pentru că am uitat. But when God repeats himself on something in his word, atunci când Dumnezeu însuși se repetă cu privire la un lucru în cuvântul lui. It is because it is a message to be emphasized. Este pentru că e de vorba de un mesaj care trebuie accentuat. And if he thinks we need to emphasize it. Iar dacă Dumnezeu crede că noi avem nevoie ca acel mesaj să fie accentuat. Hear it again. Și să-l auzim încă o dată. So that we know it more deeply. Astfel încât să știm mai bine, să-l primim mai profund în inima noastră. It's a good idea to take him at his word for that. Atunci o idee bună să primim cuvântul lui. We're going to find again today then. Și astăzi vom vedea încă o dată. That God spoke. Că Dumnezeu a vorbit. By becoming one of us. Devenind unul dintre noi. In Jesus Christ, who was the eternal Son of God that always was. În Iisus Hristos, care a fost Fiul veșnic al lui Dumnezeu, care a existat dintotdeauna. And that he brought us salvation. Apoi el ne-a adus mântuirea. And that he will bring about everything good in the future. Și de asemenea, el va aduce toate lucrurile bune în viitor. That was the theme of John 1. Și aceasta a fost tema mesajului din Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 1. It's the main theme of Hebrews 1. Și este și tema principală din capitolul 1 din Evrei. And it'll help us to learn more deeply. Și acest lucru ne va ajuta să învățăm și mai bine. Verse 1. Versetul 1. God, after he spoke long ago to the fathers in the prophets, in many portions and in many ways. După ce de mult Dumnezeu le-a vorbit strămoșilor noștri în multe rânduri și în multe feluri prin profeți. So God always was speaking to humanity. Vedeți, Dumnezeu deja vorbea omenirii. The ancestors of the Jews were hearing from him throughout the ages. Strămoșii evreilor au auzit de la Dumnezeu de-a lungul secolelor. He gave signs and wonders. Dumnezeu a trimis semne și minuni. He gave prophets to speak for him. A trimis profeți, proroci prin care să vorbească pentru el. And he began the writings of the scriptures. Și de asemenea a început scrierea scripturilor. So that at this point they had what we call the Old Testament today. Astfel încât în acest moment ei deja aveau ceea ce noi numim Vechiul Testament. But then, after centuries of that, dar apoi după secole în care Dumnezeu l-a vorbit, God does something else. Dumnezeu face altceva. He sends his final word, his final message. Dumnezeu trimite ultimul lui cuvânt, ultimul lui mesaj. For in verse 2, in these last days has spoken to us in his son. Versetul 2, în zilele acestea de pe urmă, el ne-a vorbit prin fiul său. He spoke to us by sending his son. Deci ne-a vorbit trimițându-l pe fiul său. To complete the message. Pentru a încheia, pentru a termina mesajul. To complete our salvation. Pentru a termina mântuirea noastră. And then the verse goes on to say this. His son
whom he appointed heir of all things, and through whom he also made the world. Continuarea versetului 2. Prin fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Okay, so through Jesus Christ, deci, prin Iisus Hristos, the whole world was made. Lumea întreagă a fost creată. So, if you are not in Jesus Christ, deci dacă tu nu ești în Iisus Hristos, if, nu ți-ai pus credința în Iisus Hristos, if you are not in a relationship with Jesus Christ, dacă tu nu ai o relație cu Iisus Hristos, you are missing the point of everything that ever was. Tu ratezi semnificația tuturor lucrurilor care au existat vreodată. Because all of the past, pentru că tot trecutul, everything in the past, totul din trecut, is about Jesus Christ. Vorbește despre Iisus Hristos. It's through him that the whole world, the whole universe was made. Pentru că prin Iisus Hristos întreaga lume, întregul univers a fost creat. So if you don't know Jesus Christ, deci dacă tu nu-L cunoști pe Iisus Hristos, you miss the point of everything that ever was. Tu ratezi semnificația tuturor lucrurilor care au existat vreodată. And it says, ce apoi spune? In Christ, God spoke to us through His Son, now in these last days. În ultimele zile, Dumnezeu ne-a vorbit nouă prin Hristos. So that means everything that is now, ce înseamnă asta? Tot ce este acum. Everything that exists anywhere now, tot ceea ce există acum oriunde în lumea asta, is about Jesus Christ. Iarăși se referă la Iisus Hristos. So if you don't know Jesus Christ, dacă tu nu-L cunoști pe Iisus Hristos, you miss the point of everything that exists right now. Tu ratezi semnificația tuturor lucrurilor care există acum. And it says, și apoi mai spune, that as a result of what Christ did, ca rezultat al lucrurilor pe care Hristos le-a God făcut, the Father appointed him as the heir of all things. Dumnezeu Tatăl l-a făcut moștenitor pe Iisus Hristos al tuturor lucrurilor. So the future, everything that ever will exist and everything that ever will happen, deci viitorul, toate lucrurile care vor exista, toate lucrurile care se vor întâmpla în viitor, is about Jesus Christ. Și aceste lucruri se rezumă tot la Iisus Hristos. Everything. Totul. So if you are without Jesus Christ, deci dacă tu ești fără Iisus Hristos, you miss the point of everything that will ever happen and everything that will ever exist forever. Tu vei rata semnificația tuturor lucrurilor care se vor întâmpla și care vor exista pentru totdeauna. However important you thought Jesus was, indiferent de cât de important credeai tu că a fost Isus, you terribly underestimate. Vreau să știi că nu ți-ai dat seama cât de important este. He is the point of everything that has ever existed. L-ai subestimat, pentru că El este semnificația tuturor lucrurilor care au existat dintotdeauna. He is the point of everything that has ever happened. El este semnificația tuturor lucrurilor care s-au întâmplat până acum. He is the point of everything that exists now. Și El este semnificația tuturor lucrurilor care există acum. He is the point of everything that is happening now. Tuturor lucrurilor care se întâmplă acum. He is the point of everything that will ever exist in the future. Și de asemenea, El este semnificația tuturor lucrurilor care vor exista vreodată în viitor. And He is the point of everything that will ever happen forever. Și El este semnificația tuturor lucrurilor care se vor întâmpla. It is all about Jesus. Totul se rezumă doar la Isus. Is everything in your life about Him? Spuneți-mi totuși, toate lucrurile din viața ta se rezumă la Isus? Well, it is, but you might not realize that. Se rezumă la Isus, dar poate că tu încă nu dai seama de asta. You might waste 95% of your attention on things that you don't are not even aware of. Îți lăsești 95% din atenția ta asupra lucrurilor care nici măcar nu ești conștient că de fapt sunt despre Isus. And in fact, if you haven't believed on Him and become a child of God yet, dacă încă tu nu ți-ai pus credința în Iisus Hristos și încă nu ești copil de Dumnezeu, then you're likely spending 100% of your attention
on things that you're not even aware of. Este mult mai probabil că îți petreci 100% din atenția ta asupra lucrurilor care nici măcar nu ești conștient, it's, să rezumă la Iisus. It's all about him. Vreau să știți, totul so, se rezumă la Iisus. So the God that made us, deci, Dumnezeul care ne-a creat, the God that made everything, Dumnezeul care a creat toate spoke lucrurile, with finality to us. A venit și ne-a vorbit într-un mod final tuturor. By becoming one cum of us. Devenind om. God the Son, Dumnezeu Fiul, the Lord Jesus Christ, Domnul Iisus Hristos. And it's all about him. Și vreau să știți că totul, the whole message of everything, tot mesajul despre orice lucru se rezumă la Iisus. Everything that matters and everything that ever will matter orice is about lucru him. Care contează, orice lucru care va conta vreodată este despre Iisus. Now what if we were to go through this life and never understand it? Dar ce s-a întâmplat dacă noi am parcurge viața aceasta și n-am înțelege niciodată asta? To never have a time. Niciodată să nu avem nici măcar un moment. When I said, I have sinned. Un moment în care să spunem, eu am păcătuit. So I'm not in fellowship with the God who made me. Asta înseamnă că eu nu am părtășie cu Dumnezeul care m-a creat. I don't have a past that he has taken care of. Eu nu am un trecut în care, de care Dumnezeu se îngrijește. I don't have a future of joy with him to look forward. Și nici nu am un viitor plin de bucurie cu Dumnezeu pe care să-l aștept cu nerăbdare. Because I'm a sinner separated from him. Pentru că eu sunt un păcătos și păcatele mele mă despart de Dumnezeu. What if I went through this life and never knew that? Ce s-ar întâmpla dacă eu aș parcurge viața aceasta și niciodată nu m-aș gândi la Iisus, niciodată n-aș fi știut lucrul acesta? And I never heard and believed that Jesus came and died for my sins. Niciodată n-aș fi auzit că Iisus și nici n-aș fi crezut că Iisus a venit, a trăit pentru mine și a murit pentru mine. And rose again. Apoi a înviat din morți. So that I could be saved if I believed on him. Astfel încât să aș putea să fiu mântuit dacă mi-aș fi pune credința în el. What if I went through all of my life? Gândiți-vă, cum ar fi dacă eu and never had that day happen to me? Și nu aș avea acea zi în care Iisus îmi vorbească. Even if it had happened to my mother. Chiar dacă lucrul ăsta mi s-ar fi întâmplat mamei mele. Even if it had happened to my father. Sau tatălui meu. Even if it had happened to my brothers and my sau sisters. Sau fraților mei, surorilor mele. Even if it had happened to my spouse. Sau soției, sau soțului meu. Even if it had happened to my children. Copiilor mei. Even if it had happened to my neighbors. Vecinilor mei. Even if it had happened to my schoolmates. Sau colegilor mei. Or the people I worked sau, with. De la școală sau de la muncă. If it didn't happen vreau to me. Că dacă lucrul acesta nu mi s-a întâmplat mie, I would miss the point of everything. Eu aș rata semnificația tuturor lucrurilor. The past, the present, and the future. Trecutul, prezentul și viitorul. And I would spend eternity separated from God and his people. Fiind despărțit de Dumnezeu și de copiii lui. And I would never escape from eternal punishment. Și nu aș scăpa niciodată de acea pedeapsă veșnică. Because I would never cease to be sinful. Pentru că nu aș înceta niciodată din a fi păcătos. You see, if a person goes to hell, dacă o persoană ajunge în iad, he can't pay the price for his sins. În iad nu își poate plăti prețul pentru păcatele pe care le-a făcut. Because he's still a sinner. Pentru că el continuă, acea persoană continuă să fie un păcătos. He may suffer long enough to pay for some of his sins on earth. Poate că va suferi suficient de mult să plătească pentru câteva din păcatele pe care le-a făcut pe pământ. But he will still be a sinner. Va continua să fie un păcătos. He won't be resurrected in a sinless body that is perfected. Nu va fi înviat la un trup perfect, glorificat, care nu va mai păcătui niciodată. And so he will never leave. Asta înseamnă că el nu va părăsi niciodată acel loc de pedeapsă. That's why God in his word says they will be tormented forever. De aceea Dumnezeu spune în cuvântul lui că cei oameni care vor ajunge în iad vor fi chinuiți, munciți pentru totdeauna. Because there is nothing to deliver them from sin there and pentru că în iad nu este nimic care să-i scape de păcat. Behold, God says. Look, God spune, says. Iată,
Now is the day of salvation. Astăzi este ziua mântuirii. Today is the opportunity. Astăzi este ocazia pe care tu o ai să fii salvat de iad. And if you miss Jesus Christ, iar dacă tu îl ratezi pe Iisus Hristos, you miss that. And you miss the point of everything. Tu ratezi mântuirea și ratezi semnificația tuturor lucrurilor. We look and see again in verse 3 what we saw in John 1 also. Și în versetul 3 vedem ceea ce am văzut și în Evanghelia după Ioan. And he, Christ, is the radiance of his glory. El, Hristos, care este strălucirea slavei sale. Remember, that's what John said too. We saw his glory as that. Așa a zis și Ioan, am văzut slava lui. And the exact representation of his nature. Și întipărirea naturii lui. So God became a man. Deci, Dumnezeu s-a întrupat un om, a devenit om. And he became human like us. A devenit om ca noi. But as a human, ca și om, he was the exact representation of the nature of God. El era reprezentarea exactă a naturii lui Dumnezeu. We don't represent God's nature. Noi nu reprezentăm natura lui Dumnezeu. We represent the fallen, sinful nature in rebellion against God. Noi reprezentăm această natură păcătoasă, căzută. Jesus represented God in the flesh because he was God in the flesh. În trup, pentru că el era Dumnezeu în trup. And in fact, he still is. Și de fapt, el încă este. So he'll always be that representation. Pentru totdeauna, Iisus va fi această reprezentare a Dumnezeu întrupat. And we find out Jesus didn't just create everything. Apoi descoperim că Iisus nu doar că a creat toate lucrurile. But he keeps everything. Și el le și ține pe toate. The rest of that sentence in 3 says, and he upholds all things by the word of his power. Și pentru că restul versetului 3 spune și care susține toate lucrurile prin cuvântul puterii lui. John in Genesis talked about creating, God creating, and how did he do it? By speaking. The word did it. Ioan la început ne-a spus cum a creat Dumnezeu și în Geneza cum a creat Dumnezeu lucrurile vorbind prin cuvântul lui. Now, Hebrews adds that it's the word of his power that holds all things. Aici în Evrei vedem că ni se adaugă e cuvântul lui și puterea lui care susține toate lucrurile. Why does the world still exist? De ce încă mai există lumea aceasta? Because Christ is making it so. Pentru că Hristos este acela care continuă să susțină lumea aceasta să existe. Were he to let go? Dacă Hristos ar da drumul, kaboom! Everything would be gone. Totul ar dispărea. The word of his power is holding all things together. Dar cuvântul puterii lui ține toate lucrurile împreună. Well, again, why did he become one of us? Încă o dată, de ce a devenit Hristos unul ca noi? To solve the big problem of history, the problem that is the problem of all time. Pentru a rezolva problema istoriei, problema cea mai mare a tuturor timpurilor. Human sin and the destruction that leads to in death. Păcatul uman și distrugerea care a condus la moarte. That's the source of all. Și aceasta este sursa tuturor problemelor. And we as humanity couldn't fix that. Iar noi, ca și omenire, nu am putut rezolva această problemă a păcatelor noastre. Not that we put much effort into trying. Nu că am fi depus foarte mult efort în a încerca să rezolvăm problema. Humanity loves sin. Vreau să știți că omenirea iubește păcatul. But if we were to put all of our effort into stopping sin. Dacă noi am încercat să depunem toate eforturile necesare pentru a înceta păcatul, it wouldn't happen. Nu s-ar întâmpla. Somebody had to want to do it for us and actually do it for us. A trebuit să fie cineva care să dorească să facă lucrul acesta pentru noi și chiar a făcut. Christ did. Hristos a făcut lucrul acesta. And second half of 3, when he had made purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty on high. Sfârșitul versetului 3. După ce a făcut curățirea de păcate, s-a așezat la dreapta măreției în înălțime. Christ's death on the cross. Moartea lui Hristos pe cruce. Fixed it all. A rezolvat tot. He died for all of us. Hristos a murit pentru noi toți. And he died for
each individual one of us. Și în același timp a murit pentru fiecare dintre noi, individual, provided complete purification from all of our sin. Și s-a îngrijit să facă curat total pentru toate păcatele noastre. And when he was on the cross, și atunci când era pe cruce, he did not cry out. El nu a strigat. It is started. A început. He didn't say, I have begun something that you can finish for yourself. Iisus nu a zis, eu am început ceva pe care tu îl poți termina pentru tine. He didn't say, this is step one. El nu a zis, asta este pasul unu. And you will face the rest. Și tu vei rezolva restul. With your religiousness, cu religia ta, with your good works, cu faptele tale bune, with your sacrifices, cu jertfele tale, you will finish what I started. Tu vei termina ce am început. He did not say that. Nu, nu a spus așa. Thank God he did. Slavă lui Dumnezeu că l-a spus așa. If his death on the cross were only an example pentru for us, că dacă moartea lui Iisus ar fi fost doar un exemplu pentru noi, or if his death on the cross only took away part of humanity's sin debt, dacă moartea lui Iisus ar fi luat doar o parte din păcatele omenirii, then we would remain hopeless and helpless noi forever. Am fi rămas neajutorați și fără nicio speranță pentru totdeauna. But he did announce something from the cross. Hristos a făcut, a zis altceva de pe cruce. He called out. A strigat. It is finished. It is accomplished. It is paid for. A strigat. S-a terminat. Totul a fost plătit. He had made purification for all of our sins. El a făcut curățirea pentru toate păcatele noastre. And he was done. Și a terminat. In Old Testament times, the priests, when they would be bringing sacrifices before the Lord in the temple, în Vechiul Testament, preoții, când aduceau acele jertfe înainte altarului pentru Dumnezeu, they had no chair there. Acolo, ei nu aveau un scaun să stea jos. When they were in there, când erau acolo în altar, they were constantly working. Ei lucrau non-stop. Constantly bringing sacrifices for their own sins and for the sins of the people. Pentru păcatele lor, pentru păcatele celorlalți oameni. And it never stopped. Și acea muncă pentru acei preoți nu înceta deloc. But Jesus is our great high priest in the temple of heaven. Iisus, ca marele nostru preot care este în templul cerului, is different from that. E altfel decât preoții din vechi. His sacrifice made complete purification for our sins. Jertfa lui Hristos a făcut o curățire perfectă, completă pentru păcatele noastre. So there is no more sacrifice to be done. Astfel încât nu mai este nevoie de nicio altă jertfă. So when he did that, deci, când Iisus a făcut asta, it was finished. S-a terminat. And when he finished it, și după ce Iisus a terminat toată jertfa pe care trebuia să o ducă, sat down. S-a așezat. At the right hand of the Father in heaven. La dreapta Tatălui în cer. Done. S-a terminat. He doesn't have to do any more work. Iisus nu mai trebuie să facă nicio altă lucrare pentru a ne mântui. Doesn't have to sacrifice anymore. Nu mai trebuie să se jertfească. The Roman Catholics blaspheme that every single service they have. Catolici, romano-catolici întotdeauna aduc blasfemie, hulă la adresa lui Dumnezeu de fiecare dată când au un serviciu. They claim to be sacrificing him again and perpetually so. Că îl jertfesc pe Iisus din nou și fac asta mereu și mereu și mereu. When they give când the communion wafer, cina Domnului bucățica de pâine, they say this literally is the body of Christ, the entire body of Christ in this little piece. Ei spun, în această bucățică de pâine este tot trupul lui Hristos. And that when you eat his flesh, literally, not figuratively to them, tu mănânci trupul lui, în mod literal, nu figurat, it takes away a little more of your sin debt. Mâncând, îți ia puțin din păcatul tău. And if you do that thousands of times in your life, dacă faci lucrul acesta de mii then, de ori în viața ta, then your time of punishment after death will be shortened by that. Pedeapsa, după ce vei muri, timpul de pedeapsă după ce vei muri va fi mult mai scurt. And eventually you'll be purified. Vei fi purificat. And you'll show you've been purified by doing 3 miracles on the earth. Și vei arăta că ai fost purificat făcând 3 miracole, 3 minuni pe pământ. And then the church
the Catholic Church will start calling you saint, apoi, whatever your name. Biserica catolică va veni și te va numi sfântul, cum te cheamă? Listen, if you don't become a saint right now, this life, vreau să știți un lucru, dacă voi acum, în viața aceasta, nu deveniți sfinți, that will never niciodată nu veți fi sfinți. So a few years ago when they said Mother Teresa had become a saint, acum câțiva ani când au spus că Maica Teresa a devenit sfântă, wrong. Greșeală. She's still in hell. Este încă în iad. She's never getting out of there. She never will. Și nu va ieși niciodată de acolo, pentru că niciodată nu a crezut mesajul Evangheliei. I'm not saying she didn't do some good things. Nu vreau să spun acum că nu a făcut fapte bune în viața ei. But she missed the point. A ratat punctul cel mai important. Everything that ever happened. Al tuturor lucrurilor care s-au întâmplat vreodată. Everything that's happening now. Toate lucrurile care se întâmplă acum. Everything that's ever going to happen. Jesus died one time. Isus a murit odată. And brought purification for all of our sins. Și ne-a dat curățire totală with pentru toate păcatele noastre. Cu acea jertfă unică pe cruce. And then he sat down. Apoi s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Because now everyone who believes on him is saved forever. Pentru că acum toți cei care cred în el sunt mântuiți pentru totdeauna. I am a saint. Eu sunt un sfânt. I'm not saying that as nu a joke. Nu vreau să spun lucrul acesta să mă credeți că o iau ca o glumă. I'm not saying that to boast. Și nici nu o spun ca să mă laud. I'm not saying that to say I'm better than you or și anyone else. Și nici nu spun lucrul acesta ca să vă spun că sunt mai bun ca voi sau ca oricine altceva. I'm just saying it because it's the only truth. Spun lucrul acesta pentru că este singurul adevăr. And I would be lying to say I hope to become a saint. Și aș minți dacă aș spune, sper că într-o bună zi să devin și eu sfânt. I would be lying to say I'm not a saint right now. Aș minți dacă aș spune că acum eu nu sunt sfânt. Don't believe me? Nu mă credeți? Read the New Testament. Vreau să citiți Noul Testament. Find me one. Și vreau să găsiți one reference where the New Testament uses the word saint. And it's talking about people that are already in heaven instead of people that are here. Și vorbește despre oamenii care deja sunt în rai și nu sunt aici pe pământ. Always talking about people that are here. Întotdeauna, Noul Testament se spune despre sfinți care sunt oamenii care încă trăiesc pe pământ. I used to work at a job where all of my coworkers in Pennsylvania were Roman Catholic. Înainte obișnuiam să am un loc de muncă în care toți colegii mei în Pennsylvania erau romano-catolici. I would read from the Bible and pray in the mornings and they would join in that too. Și dimineața eu citeam din Biblie și mă rugam și veneau și mi se alăturau. And I remember reading a passage from Ephesians. Am citit un pasaj din Efeseni. That made it very, very obvious. Care a fost foarte clar. That a saint is somebody who's in Christ in this life. Că un sfânt este un om care are credința în Hristos și este încă aici pe pământ. And one of them said. Și unul dintre colegii mei a spus. That makes it sound like you become a saint in this life. Ah, dar versetul ăsta parcă sună ca și cum tu poți să devii sfânt în viața asta, aici pe pământ. And I said, yes. Și a spus, da. You read that perfectly right. Ai citit perfect corect acel verset. They had never known that. Ei niciodată nu au știut de așa ceva. On the cross, Jesus finished it. Pe cruce, Iisus a terminat toate lucrurile lui. And now, when you believe on him, iar acum când tu crezi în el, when you trust him for salvation and forgiveness and eternal life, credința în Iisus Hristos ca să fii mântuit și să primești viața veșnică? You are believing on a savior who is sitting down. Tu de fapt îți pui credința într-un mântuitor care stă jos. Who says yes? Care spune da. I give you eternal life. Îți dau viața veșnică. You shall never perish. Tu nu vei pieri niciodată. You are forgiven of your sins. Ești iertat de toate. You are saved from the hell you deserve and to the heaven you don't. Și ești salvat de iadul pe care îl meriți și ai intrare în raiul pe care you are sanctified by your faith in me. Ești sanctificat, adică ești sfințit prin credința pe care tu o ai în mine. And I don't even have to get up to make it happen. Și eu nici măcar nu trebuie să mă ridic de jos ca să mai fac ceva pentru tine. Because I already did it. Pentru că deja am făcut totul. As soon as you believed, it was yours. Când tu ți-ai pus credința în Iisus, tu ai primit toate aceste daruri. And that's all that has happened. Și nu mai trebuie să te mai ridici altceva. He sat down at the majesty of God. Și Iisus s-a așezat la dreapta măreției, în înălțime. Having become
as much better than the angels as he has inherited a more excellent name than they. Devenind cu mult mai presus decât îngerii, de vreme ce a moșteit un nume mai însemnat decât al lor. And these next verses actually go through the fact that God is saying to Christ, you are my only son. Și următoarele versete spun despre Dumnezeu care vine și spune despre Hristos, tu ești singurul meu fiu. So that he's better than the angels. Deci Iisus este mai mare decât îngerii. Christmas time, lots of emphasis on angels. Pe Crăciun se pune mult accent asupra îngerilor, nu? And angels are real. Îngerii, vreau să știți că sunt adevărați. And they're important in our lives. Și în viața noastră sunt importanți. In fact, they help us and do things that we don't necessarily even know they're doing every day. De fapt, ei ne ajută și fac lucruri despre care nici măcar nu suntem conștienți că le fac în fiecare zi pentru noi. And all of the things that the scriptures tell us the angels did at Christmas time. Toate lucrurile pe care Biblia ne spune că le-au făcut îngerii în perioada Crăciunului. They're all real and they should all be believed. Vreau să știți că toate sunt reale și toate trebuie să fie crezute. Although you'd have to read the scriptures in order to know them, because every play you've ever watched about it was wrong. Pentru a ști toate lucrurile pe care le-au făcut îngerii, trebuie să citiți Biblia. Că orice piesă, orice film, orice cântec pe care l-ați auzit greșește. Like the angels are singing in them. De exemplu, îngerii cântă. They're not in the Bible. Nu scrie nicăieri în Biblie că îngerii cântă. The angels are flying in them. Îngerii zboară. They're not in the Gospels. În Evanghelie nu se spune că zburau. In fact, the Bible only tells us about a handful of angels that have wings. Biblia ne spune doar de un mic număr de îngeri care au. The description of every angel that appears on the earth, they look like men and don't have wings. Dar descrierea tuturor îngerilor care au venit pe pământ arată ca niște oameni, dar n-au aripi. And they don't look like cute little girls. Vreau să știți că îngerii nu arată ca niște fetițe drăgălașe de la fani. Don't get me wrong. I'm glad there are cute little girls in the world. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Mă bucur că în lumea aceasta avem fetițe drăgălașe. That's one of the things that can make life pleasant. Pentru că asta este unul din lucrurile care fac viața asta plăcută. Especially for fathers that adore their little girls. I mean, în mod special pentru tați care își adoră. I'm not against that. Nu sunt împotriva fetițelor drăgălașe. I am against us thinking angels are like that, though. Sunt împotriva noastră să gândim că îngerii sunt niște fetițe bucălate, drăgălașe și cărleonțate. When the angels appear in the scriptures, când îngerii apar în scripturi, the people don't react saying, oamenii nu reacționează zicând, oh, how adorable! Oh, ce drăgălașe, ce adorabilă! The angels scare them out of their wits. Nu, îngerii când apar în fața lor, îi sperie pe oamenii aia. That's the reaction. Asta e reacția lor. But as Christians or also non-Christians doing the Christmas story in terms of life. Dar ca și creștini sau nu neapărat creștini, atunci când facem această scenetă a Crăciunului, you always say, like a little kid. Întotdeauna noi spunem, au un copilaș, they can be an angel as long as we make them look weak and pretty. În sceneta noastră va fi un îngeraș atâta timp cât este micuț și drăgălaș. A kid could play an angel in a play, I think, if you put him in like military garb and made him look like a bruiser. Eu cred că un copil ar putea să joace rolul unui înger atâta timp cât îl îmbraci într-o uniformă de armată și este bine blindat. But we don't do that. And it's always been this way. That's the way it was when I was a kid. I'm older than all of you in the room right now, I think. De când mă știu eu, copii fiind, așa am văzut mereu îngerașii. Niște copilași drăgălași și cred că sunt mai în vârstă decât toți. I think there's a reason we have that imagination. Eu cred totuși că este un motiv anume pentru care avem în mintea noastră această imagine a îngerilor. Because there was one of them. Pentru că a fost unul dintre ei. Who said, I will be like God and I will ascend spus, to the throne. Eu voi fi ca Dumnezeu și eu voi coborî pe pământ. To the place that now Jesus is seated. Și voi ajunge acolo în locul unde Hristos stă jos. And he was kicked out. Și atunci el a fost dat afară din cer. He lost his place. Și a pierdut locul. He became Satan, which means enemy. Ce înseamnă dușman. Came to be called the devil, which means deceiver. A ajuns să fie numit diavol, care înseamnă înșelătorul. He wants us to think his name is Lucifer. El dorește ca noi să credem că numele lui este Lucifer. Probably was originally, but it is not now. Probabil
că la origini așa l-a chemat Lucifer, dar acum nu mai. Not that now. El nu mai este Lucifer. El este Satan. And he'll never rise up again. Și niciodată nu se va mai ridica. He will never be in a place of honor again. Niciodată nu va mai ajunge la un loc de cinste. Those angels that did not follow him in that rebellion? Acei îngeri care nu l-au urmat în răzvrătirea lui împotriva lui Dumnezeu? They're still in the heavenlies honoring God. Ei încă sunt sus în cer, cinstindu-l pe Dumnezeu și sunt de partea câștigătoare. I think he is, Satan is petulant and wants to slander them. Dar eu cred că diavolul, Satana, este un înger atât de cârtitor încât vrea să râdă, să-i bat jocurească pe îngerii care au rămas în cer. He wants to feel like a bully in the schoolyard. Se vrea să se simtă ca un bully, unul care îi bate pe toți copiii din cutașcoli. Și le spune, voi ăștia, voi loviți ca niște fetițe. Și asta a făcut el, a dat întregii lumi această imagine. Îngerii sunt niște fetițe drăgălașe, cred eu. No, the angels are great. Nu, îngerii sunt măreți. They're stronger than we are. Sunt mai puternici decât They're noi. They're smarter than we sunt are. Sunt mai deștepți decât and, noi. And not just a little bit. Și vreau să știți, nu doar There puțin mai deștepți. There are a lot more of these things mult than we mai are. Mult decât and yet, God made himself a little lower than the angels. Totuși, Dumnezeu s-a făcut puțin mai prejos. By becoming one of us, devenind unul din noi. And now he's inherited a name that's greater Dar acum, than theirs. El a moștenit un nume mai însemnat decât al îngerilor. So these verses 4 Asta through 6 tell us. De la 4 la 6. And we're going to jump to verse 8 now. Și ajungem la versetul 8. Again, comparing them with angels. But of the Son, God says, Your throne, O God, is forever and ever, and the righteous scepter is the scepter of his kingdom. Comparația continuă despre Iisus, între Iisus și îngeri. Însă despre Fiul Dumnezeu zice, tronul tău Dumnezeu este pentru veci de veci și toiagul împărăției tale este un toiag al dreptății. See, Christ is God. Hristos este Dumnezeu. And the future eternity is going to be one thing. Și veșnicia viitoare va fi un singur lucru. Christ reigning as king Hristos forever and ever. Care va domni ca rege pentru totdeauna. Miss out on Christ. Dacă tu îl ratezi pe Hristos. And miss everything and the point of everything that ever will be. Și atunci ratezi tot ce este și tot ce va fi. And in fact, miss out on this kingdom all as well. Și vei rata și această împărăție. He says in 9 of Christ, You have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God your God has anointed you with the oil of gladness above your companions. În versetul 9 spune în continuare despre Iisus, Tu ai iubit dreptatea și ai urât fără de legea. De aceea Dumnezeul tău te-a uns cu îndelenul bucuriei, mai presus decât pe confrații tăi. We have a sinful flesh. Noi avem această natură păcătoasă. We have within us the capability to love sin. În noi avem această capabilitate, capacitate de a iubi and to have a distaste for righteousness. Și de a avea un gust rău față de neprihănire. And to have a warped mind. Și de a avea o minte greșită. That thinks the key to happiness. Care crede că cheia pentru a avea o viață fericită. Is being able to sin and get away with it. Este de a fi capabil să păcătuiești și să nu te prindă nimeni. Dar când Hristos a devenit unul dintre noi, He was the example of what actually leads to happiness. El a fost exemplul vieții care de fapt te conduce la fericire. He hated lawlessness El a urât fără de legea righteousness. Și a iubit dreptatea. Therefore God anointed him with the oil of gladness. Și de aceea Dumnezeu l-a uns cu îndelenul bucuriei. And put him above his companions. Și l-a pus mai presus de confrații săi. So God the Father said to Christ. Deci Dumnezeu Tatăl a spus lui Hristos. Because you are the righteous man. Pentru că tu ești omul neprihănit. You are the one who hated sin and loved righteousness. Care ai urât păcatul și care ai iubit When all the rest of them did the opposite. Când toți ceilalți oameni au făcut opusul. God said, "You are the one who will have gladness and joy." Atunci Dumnezeu a spus, tu ești acela care vei avea bucurie și veselie. And you are the one who will be in charge
over everybody else. Și tu vei fi acela care vei fi mai presus de toți ceilalți, vei avea controlul tuturor și împărăția ta va dura pentru totdeauna. Now he's going to make us completely righteous. Bineînțeles că într-o bună zi ne va face și pe noi neprihăniți. We will be sinless completely then ourselves. În acea zi și noi vom fi fără păcat. But he will be in charge. Dar el va continua să fie la control. He earned the eternal kingdom. Împărăția. And we'll never rebel against him when we're și in heaven. Și atunci când suntem în cer, noi niciodată nu ne vom mai răzbăti împotriva lui. We will gladly serve. Și cu bucurie îl vom sluji. We will be happy. Vom fi fericiți. But between now and then. Dar între acest moment și atunci când vom fi cu el. Keep this in mind. Vreau să țineți minte acest lucru. Want to be happy now? Vrei acum să fii fericit? Da. God says the way to be happy now. Dumnezeu spune calea prin care tu poți fi fericit este să urăști păcatul și să iubești dreptatea. Your flesh tells you the opposite. Firea pământească vine și spune exact opusul. The devil tells you the opposite. Vine diavolul care spune the world tells opusul. You the opposite. Lumea îți spune opusul. The movies and TV shows you watch tell filmele, you the opposite. Filmele, serialele la care privești îți spun opusul. They say happiness is about getting drunk. Ei spun așa, ah, fericirea înseamnă să te beți. It's about sleeping with people you're not married to. Să te culci cu oameni cu care nu ești căsătorit. It's about taking things that don't belong to you. Fericirea înseamnă să iei lucruri care nu te aparțin. It's about taking advantage of other people. Fericirea înseamnă să profiți hurting them for your gain. De alți oameni, după alți oameni și it's about having more things than they have. Fericirea înseamnă să ai mai multe lucruri. It's about laughing at and mocking them. Fericirea înseamnă să râzi de alții și să-i faci o greșită. Vreau să știți că toate aceste surse, asta îți spune. Dacă faci aceste lucruri, vei fi fericit. God says to his children, dar Dumnezeu și spune, vine și spune copiilor, follow your Savior's example. Urmați exemplul Mântuitorului. If you want to be happy, dacă vrei să fii fericit, hate the idea of sin in your life. Atunci urâți această idee. And love the idea of righteousness in your life. And he'll anoint you with the oil of joy. Dacă faceți asta, Dumnezeu însuși vă va unge cu un belen de bucurie. Verse 10 then emphasizes more about how the past, present, and future are all about Christ. Versetul 10 accentuează și mai mult despre cum trecutul, prezentul și viitorul totul se rezumă la Hristos. You, Lord, talking to Christ, God the Son, in the beginning laid the foundation of the earth and the heavens are the works of your hands. Și tu, Doamne, vorbind lui Hristos, Dumnezeu Fiul, ai întemeiat la început pământul, iar cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Again, the past about him. Încă o dată, trecutul este despre Hristos. Now the future again. Viitorul. They, meaning the heavens and the earth, will perish, but you remain. They will all become old like a garment, and like a mantle you will roll them up. Like a garment they will also be changed. But you are the same, and your years will not come to an end. Ele, adică cerurile și pământul, vor pieri, dar tu rămâi și toate se vor învechi ca o haină. Vei înfășura ca pe un vășmânt și vor fi schimbate ca o haină. Tu însă rămâi aceeași și anii tăi nu se vor sfârși. Everything in the future that will happen and everything in the future that will exist. Toate lucrurile din viitor care se vor întâmpla, toate lucrurile din viitor care vor exista, all about Jesus Christ. Toate sunt despre Iisus Hristos. Our closing verse today, și ultimul verset verse 13. But to which of the angels has he ever said, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Căruia dintre îngeri i-a zis vreodată, șez la dreapta mea până îi voi pune pe dușmanii tăi scăunași pentru picioarele tale? That verse must make Satan so angry. Versetul ăsta cred că îl face pe diavol atât de mânios. Because God is saying, did I ever say to you, sit at my right hand on the throne and I'll make your enemies a footstool. Te-am zis eu ție vreodată să stai la dreapta mea până ce-i fac pe vrăjmașii tăi să fie scăunași pentru picioarele mele? No, I didn't say that. Nu, diavole, ție nu ți-am zis asta niciodată. Not gonna happen. Și nu se va întâmpla asta. You will not be in charge. Tu nu vei fi la control. I will soon crush you under the feet of Jesus. Și foarte curând te voi zdrobi sub călcâi. And you will suffer for that. Și tu vei suferi pentru totdeauna. But to his son, însă fiului lui, he said, sit at my right hand. Dumnezeu i-a spus, stai la dreapta mea.
until I make all of your enemies a footstool for your feet. Până ce voi face pe toți dușmanii tăi un scăunaș pentru picioarele tale. That's where he is now. Și acolo este Hristos acum. He's waiting. That's right now. He's seated at the right hand of the Father. Acum Hristos este așezat la dreapta Tatălui. And right now he's looking forward to a future when his enemies are a footstool for his feet. Și acum așteaptă acel viitor în care dușmanii lui vor fi ca un scăunaș pentru picioarele. He accomplished our salvation. Deci Iisus a dus la îndeplinire mântuirea noastră. And he sat down. Și apoi a stat jos. And one day everything in the universe will be under his control. Și într-o bună zi toate lucrurile din acest univers se vor afla sub controlul lui. And he will not just be sitting down. Și atunci Iisus nu doar că va sta jos. He'll be sitting down with his feet up. Va sta jos cu picioarele sus. And everything good. Se va relaxa și totul va fi bine. That's the future that those of us who are in Christ. Și acesta este viitorul pe care noi, toți cei care suntem în Hristos, îl așteptăm. Everything being good forever. Toate lucrurile vor fi bune pentru totdeauna. Jesus Christ is the point of everything that ever was and everything that ever happened. Iisus Hristos este semnificația tuturor lucrurilor care au existat, care au fost și care vor exista, care vor fi. And now and forever, everything that ever exists and everything that ever happens, Jesus Christ is the point. Și acum și pentru totdeauna, toate lucrurile care există și care vor exista, care se vor întâmpla, Iisus Hristos este semnificația lor. Don't miss the point. Nu ratați această semnificație. Just a tragedy in this. Pentru că ar fi cea mai mare tragedie. People are dying in this world. În lumea aceasta, oamenii în fiecare zi mor. About 100,000 people a day. Cam 100,000 de oameni zilnic mor. Having missed. Ratând această semnificație. That's tragic. Și este o tragedie. Don't miss it. Nu ratați. And don't let everybody around you miss. Și nu mai lăsați oamenii din jurul vostru să rateze semnificația vieții. Take part in our evangelism tonight. Veniți împreună cu noi de seară, mâine seară la evanghelizare, la colindare. Live your life looking for such opportunities. Trăiți-vă viața căutând aceste ocazii pe care vi le dă Dumnezeu să spuneți și altceva, vestea bună. The point of everything is Jesus Christ. Semnificația tuturor lucrurilor este Iisus Hristos. That's why Christmas. De aceea avem Crăciunul. Why we celebrate. De aceea noi sărbătorim. And this is what we celebrate. Și asta sărbătorim. It's very worthy of celebration. Și vreau să știți că acest Crăciun este foarte meritos de sărbătoare. Let's close in prayer and then we'll have a break before